Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua partea a doua a tutorialului Cardigan, modelul care se poate adapta pentru toate mărimile. În momentul în care noi am terminat partea principală, am cusut singură exact măsura care am nevoie pe umăr. În general, pentru mărimile mari va fi nevoie să coaseți pe lungimea a 3 puncte V. Acum, dumneavoastră, bineînțeles, lucrând, vă veți orienta în funcție de mărimea umărului, de lungimea umărului pentru care veți lucra. Eu am făcut acestea singură, cer scuze că partea aceasta de tutorial vine mai târziu, însă am avut o problemă foarte urâtă. În sfârșit, trecem mai departe. După ce am cusut pe umeri, pe o parte și pe cealaltă, vă aduceți aminte că aici, sub braț, am lăsat un motiv V în care noi nu am lucrat nimic. Vom intra cu croșetul în corespondența acestuia, deci pe mijlocul motivului V. Voi face un ochi de lanț, cel de-al doilea și cel de-al treilea, un ochi de lanț care este piciorușul scurt, apoi cele două ochiuri de lanț care le-am lucrat întotdeauna după ce am efectuat punctul puf și înaintea punctului puf. Odată lucrate acestea, voi lua firul pe croșet și vom intra în spațiul imediat următor, unde voi lucra punctul meu puf. Odată, de două ori, de trei ori, de patru ori firul pe croșet și voi face primul punct puf, două ochiuri de lanț. Voi continua cu piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, voi face următorul punct puf, 2, 3, 4, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, din nou două ochiuri de lanț, voi continua cu următorul punct puf, cele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, punctul puf, și întotdeauna piciorușul scurt va veni exact în corespondența cu săturii care am făcut-o pentru umăr. Deci în felul acesta noi vom continua, vom lucra mâneca, de obicei pentru o mărime mare, o mărime de adult, până la punctul unde am cusut pentru umăr, va fi nevoie să lucrați 6 astfel de puncte puf. Voi continua în jos, piciorușul scurt. Vreau să ajung sub braț pentru a vă arăta modul în care încheiem rândul, pentru că vom lucra circular mâneca, nu va fi nevoie să coasem pentru mâneca. Deci vom respecta exact modelul și vom continua. Două ochiuri de lanț, întotdeauna nu uitați cele două ochiuri de lanț și piciorușul scurt.
din nou un punct puf. Iar acum voi face aici ultimul punct puf înainte să închidem rândul. Două ochiuri de lanț și vom închide rândul după ce am făcut cele două ochiuri de lanț în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. După ce am realizat acesta, deci vom continua lucrând trei ochiuri de lanț și vom lucra V-urile exact în modul în care am lucrat până acum. Deci două piciorușe duble pe care le vom închide împreună, un ochi de lanț, două piciorușe duble, după care vom trece în corespondența următorului punct puf și vom lucra piciorușele duble. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, repetând modelul, intercalând punctele V cu cu punctele puf, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a vedea cum se închide rândul și cum vom porni rândul următor. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat ultimul punct V, noi vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. După care vom continua lucrând cele 5 ochiuri de lanț, 2, 4, 5, cu care începem fiecare rând și vom forma punctul puf în corespondența mijlocului punctului V. Vom lucra de jur împrejur în felul acesta pentru lungimea în care dorim, de care avem nevoie. Și așa cum vă spuneam, mâneca va veni lucrată de jur împrejur fără să fie nevoie ca mai apoi să coasem. Puteți să faceți mâneca 3 sferturi, puteți să faceți mâneca lungă, în modul în care veți dori dumneavoastră. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând, am format ultimul punct puf, voi face cele două ochiuri de lanț și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț realizat la începutul acestui rând, 1, 2, 3, vom închide cu fir alunecat, după care noi vom continua să lucrăm în mod normal, deci vom închide și rândul și vom începe fiecare rând exact în același mod în care noi am lucrat pentru partea principală. Vom face punctele V, apoi vom intercala rândurile așa cum ați observat și dumneavoastră până acum. În felul acesta vom continua pe întreaga lungime a mânecii de care avem nevoie. Așa cum vă spuneam, puteți să faceți cu mâneca lungă, cu mâneca 3 sferturi, la dorința dumneavoastră. Ultimul rând de la mâneci va fi întotdeauna în acel motiv, în V. Voi închide, deci, ultimul rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Voi face un ochi de lanț și apoi, pentru a lucra bata, voi face câte un picioruș scurt în fiecare punct de bază. Deci câte un picioruș scurt, în felul acesta noi vom înainta cu lucrarea. După cum vedeți, intru exact în
punctul unde am închis piciorușele duble, apoi intru în corespondența ochiului de lanț dintre piciorușele duble și în felul acesta eu voi face două rânduri. Dumneavoastră veți face cât considerați că este nevoie pentru mânecuța dumneavoastră. Eu doar exemplific acum. Și deci voi continua cu piciorușele scurte de jur împrejur. Simplu și cât se poate de ușor. În momentul în care vom ajunge la capătul rândului, nu uitați, avem piciorușul, ochiul de lanț care ține locul unui picioruș scurt. Suntem aproape la sfârșitul rândului, da? Am aici un picioruș scurt și am ajuns în corespondența primului ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt. Îl voi lucra și pe acesta, voi face din nou un ochi de lanț și voi continua lucrând piciorușe scurte de jur împrejur. La fel veți lucra și dumneavoastră. În momentul în care veți lucra rândurile necesare pentru a forma bata și ați ajuns în corespondența ultimului rând, vom închide rândul cu fir alunecat, vom scurta firul, iar capătul de fir, bineînțeles, îl vom ascunde. Vom trece mai departe să lucrăm partea de jur împrejur a lucrării noastre și vom începe din colțișorul de deasupra, din față. Deci voi începe lucrând un picioruș scurt, deci voi intra în acest spațiu, voi face un picioruș scurt, după care în corespondența spațiului format din ochiul de lanț din primul V, noi vom face două piciorușe scurte, 1, 2. Vom trece în corespondența următorului V, veți face din nou piciorușe scurte în corespondența fiecărui spațiu al punctului V al lucrării dumneavoastră, veți face câte două piciorușe scurte. Când veți ajunge aici pe umăr, vom intra pentru a face partea rotundă aici, vom intra în corespondența primului, ultimului V de fapt, din această parte și voi face un picioruș scurt, voi intra, deci voi sări partea unde este cusătura, voi intra în următorul și voi face un picioruș scurt, după care voi continua în mod normal cu două piciorușe scurte în corespondența spațiului format din ochiul de lanț din corespondența fiecărui V, astfel până când vom ajunge pe celălalt umăr. Când ajungem pe celălalt umăr, vom lucra în același mod, deci în corespondența unuia dintre aceste V-uri voi face un picioruș scurt, voi sări partea unde am cusut umărul, voi intra în următorul punct V și voi face un picioruș scurt, după care voi continua în mod normal. Am ajuns în celălalt colțișor,
voi face piciorușul scurt, voi face un ochi de lanț, după care voi continua lucrând câte două piciorușe scurte în corespondența fiecărui spațiu, după cum puteți vedea în felul acesta. Dacă vi se pare că lucrul trage, puteți face chiar și trei piciorușe scurte, dar deocamdată lucrăm două piciorușe scurte. Așa cum am spus, dacă vi se pare că este puțin, puteți face trei, dar să nu fie prea lăbărțată lucrarea. Și merg în continuare cu două piciorușe scurte în corespondență fiecărui spațiu. Dați-vă. Este partea cea mai ușoară și cea mai rapidă a lucrării. Mergem mai departe. Nu trage și nici prea lăbărțat nu vreau să fie. Vom merge astfel până când vom ajunge la primul colțișor de jos. Am ajuns în corespondența colțișorului de jos. Aici voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Astfel am format colțișorul la rotund, după care voi continua să lucrez piciorușe scurte, așa cum veți vedea, în corespondența fiecărui spațiu. Voi face piciorușe scurte, câte două piciorușe scurte. Din nou, aici la opinia dumneavoastră, dacă vi se pare că lucrul trage, veți lucra trei piciorușe scurte. Depinde foarte mult și de modul în care lucrați dumneavoastră. Și în felul acesta noi vom lucra de jur împrejur, piciorușe scurte, din nou vom face câteva rânduri care numărul de rânduri le veți alege din nou dumneavoastră. Da. Uitați-vă că nu trage deloc. Important este să se așeze cât mai bine și să formăm bine colțișoarele. Deci vom continua cu piciorușele scurte de jur împrejur. Am ajuns în corespondența celui de-al doilea colțișor din față și aici voi lucra trei piciorușe scurte pentru a forma colțișorul rotund, după care voi continua lucrând piciorușe scurte, câte două, în corespondența fiecărui spațiu, exact în modul în care am lucrat până acum. Deci colțișorul nostru, după cum puteți vedea, este rotund. Vom lucra piciorușe scurte de jur împrejur, atâtea rânduri cât considerați dumneavoastră că este necesar. În momentul în care veți ajunge la piciorușul care marchează colțul fiecarei părți, atât sus la gât, cât și jos, veți lucra în corespondența acestui picioruș un număr de 3 piciorușe scurte. Astfel, noi vom da această formă rotunjită și se va prezenta foarte frumos lucrarea noastră. Deci nu va fi un colț care să pară tăiat. Vom face un colțișor rotund. Uitați, încet, încet ajung la următorul colț. La fel veți, cum procedez eu, veți proceda și dumneavoastră la cele 4 colțurile, la părțile de sus și la părțile de jos ale lucrării noastre. Imediat voi ajunge în colțișor și vă voi arăta modul în care vom lucra.
După cum puteți vedea, am ajuns în corespondența piciorușului care marchează colțul. În acesta eu voi face 3 piciorușe scurte, după care voi continua lucrarea în mod normal. Voi face piciorușe scurte și uitați-vă cât de dulce este colțișorul. Așa cum vă spuneam, la fel veți proceda și pentru colțișoarele de jos. Pentru toate rândurile care le veți lucra dumneavoastră, la colțuri veți proceda în acest mod. Imediat eu voi ajunge în colțișorul de jos. Și uitați-vă, sunt în corespondența piciorușului care marchează colțul. Aici voi face 3 piciorușe scurte, după care voi continua în mod normal. Și din nou puteți vedea cât de simpatic este colțișorul. Vedeți? Foarte frumos. Deci în felul acesta vom lucra singure. Pentru ultimul rând al lucrării noastre, noi vom face pasul racului. Acum cred că v-ați obișnuit, deci după ce am făcut ultimul picioruș scurt, voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce în piciorușul din urmă, voi extrage firul și voi închide totul. Cred că v-ați obișnuit cu acest punct, deoarece noi l-am lucrat și cu alte ocazii și astfel vedeți cât de frumos se prezintă acest ultim rând al micii noastre lucrări. Este foarte ușor și acest pas, foarte simplu. L-am folosit la trandafiri, dacă vă aduceți aminte, și cred că și la altă lucrare. Deci, în felul acesta, vom lucra ultimul rând. După ce am lucrat de jur împrejur pasul racului, voi intra și voi închide rândul cu fir alunecat. Un moment să reușesc să-l închid. Deci voi face fir alunecat. Op, nu vrea să mă lase. Cred că o perioadă până când, uitați-vă că am reușit, voi scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Între timp, eu m-am întors și la mânecuțe, am făcut același pas pentru a încheia mânecuțele, avea aceeași formă, deci capătul de fir îl vom ascunde. Vedeți, am făcut și la mânecuțe pasul racului. Așa se prezintă ceea ce am realizat noi. Eu sper să vă placă, chiar dacă nu se observă prea bine, eu sper să vă placă, eu sper să lăsați un comentariu, un like pentru ceea ce am lucrat, să scrieți părerea dumneavoastră, dacă aveți nelămuriri, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte dintotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, dar mai ales vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana și din nou vă doresc spor la lucru și o zi minunată!